atunci când bebelușul începe să facă primii pași. Unul dintre subiectele care dă bătăi de cap multor părinți este să folosească un premergător sau nu. Anastasia Neamțu, o tânără mămică din capitală, spune că a consultat pediatrul, ortopedul și chirurgul înainte de a pune copiii în el. Dar acesta nu e ultimul pas. Un factor foarte important este setarea corectă a premergătorului. Dacă copilul nu ajunge bine cu toată talpa pe suprafață, cu siguranță asta o să-l determine că el să meargă în degete. Daniela Luca, o altă mămică din capitală, spune că a fost contra unui asemenea dispozitiv pentru că mușchii micuțului trebuie lăsați să se dezvolte singuri și a optat pentru marsupii și rucsacurile eco pentru a-și ușura viața. Am văzut numai beneficii, în sensul în care eu am o autonomie foarte mare, am putut să merg la serviciu, am putut să fac vizite în câmpuri, am mers toată Moldova cu bebele. Ca să nu afecteze coloana vertebrală și postura bebelușului, acestea trebuie alese și utilizate corect, spune Daniela. Eu am aici două chestii. Asta este fabricată în Republica Moldova și noi ne mândrim foarte mult. Se pune ca un șort, se fixează aici și îl prindem, uite așa, îl prindem în cruce. Aici va sta bebe, el la fel este destul de lat. Cumva fundulețul îi se poziționează aici și picioarele stau într-o parte. Și asta e foarte, foarte comod pentru ei. Asta este un rucsac de import și mai comod pentru copiii care sunt mai grei. Pentru a clarifica lucrurile în taberele pro și contra folosirii premergătoarelor, am mers la medicul ortoped-traumatolog Marcel Platon. Folosirea premergătoarelor să fie în momentul în care copilul are deja un tonus muscular stabil, este aproape pregătit către mers pentru a verticaliza pe către ortostatism și să aibă o poziție bine determinată pe șezut. Există însă și anumite efecte negative ale folosirii acestui dispozitiv. Copilul devine mai leneș pentru, în cazul în care este folosit prea mult, în cazul în care este folosit prea des, copilul devine mai leneș pentru a merge și tonusul muscular la el scade. La fel, în momentul în care nu este un scaun reglabil în premergător, copilul are apoi tendință de a merge spre vârful degetelor. Ca apoi vin la primire, vin la consultații, vin la specialist cu mersul pe vârfuri. Și apoi trebuie să merg etapele de recuperare. Ce ține de marsupii, materialul trebuie să fie calitativ și dur, iar mamele trebuie să-și poarte copiii cu fața spre ele pentru a-i supraveghea. Alegerea marsupiului trebuie să fie cu lențele late, undeva de vreo 5 cm pentru și siguranță. Trebuie să fie cu o materiale calitative, nu din sintetic, trebuie să fie neapărat materiale dure sau semi-dure. În unele țări este interzisă folosirea premergătoarelor pentru numărul mare de accidente.